În perioada 22-27 august la Chișinău s-a desfășurat școala de vară pentru fete Rochetele. Timp de 6 zile, cele 25 de participante au avut posibilitatea să interacționeze cu trainer femei cu experiență în domeniul muzicii și să acumuleze cunoștințe de lucru în echipă, dar și să afle despre etapele de dezvoltare ale unei trupe muzicale de fete. În cadrul proiectului Rochetele au participat fete cu vârsta cuprinsă între 13 și 24 de ani, fete pasionate de muzică, dar nu neapărat și cu experiență sau cunoștințe muzicale. Ideea acestui proiect, cum am mai povestit, vine în colaborare cu Pot Music. Suntem mult prea puține fete aici care nu au trupe, deci fetele la noi nu au banduri. Și am zis că ar fi o chestie super interesantă și fetele să aibă banduri de rând cu băieții. Este un proiect de fapt suedez Pop Colo, care practică această tabere de vară pentru fete în Suedia. În colaborare cu Pot Music o facem și aici la Chișinău. Scopul nostru este să fetele să încerce instrumente pe care nu le-au încercat în viața lor, să posede mai bine sau mai rău un alt instrument, să fie super deschise una față de cealaltă și să poată lucra într-un grup cu oameni absolut necunoscuți și în decurs de 6 zile să fie capabile să învețe, să se ajute și să creeze o piesă proprie și să vadă cum se lucrează într-un band adevărat, cum asta funcționează după tipuri, stiluri, să se înțeleagă între ele și să fie înțelegătoare, pline de răbdare și entuziasm. Fetele sunt foarte diferite și trupele și mai diferite. Sunt atât de creative încât nu știi din care capăt să o iei. Vin ideile, curg ideile, sunt în fluxuri enorme, nu știi din care parte să o apuci. Ele se ascultă între ele, se mai și ceartă pentru că este normal. Este o chestie absolut sănătoasă într-un band, ca oamenii să se șlefuiască, să se deprindă unul cu celălalt, fără certuri, dar majoritatea s-au ales, s-au poziționat cumva foarte aproape una de cealaltă, după caractere, după felul lor de a fi, chestii super faine. Ele se înțeleg de minune. Și așteptările mele ca și trainer, indiferent de cum o să iasă, cum va fi piesa finală, să fie ele însuși, să se simtă bine și să facă ceea ce pot ele mai bine și să-și arate toate calitățile faine și abilitățile care le-au experimentat și care le-au obținut în urma acestui proiect minunat. Trainerii suedezi au venit să ne trăinuiască pe noi, cei localnici, ca noi să putem mai departe implementa toate tehnicile de predare și de creare, precum și de leadership, anume tehnicile de leadership care au venit ele de acolo, de la fete pentru fete și noi mai departe de la fete pentru fete. Școala de vară Rochetele a fost organizată pentru prima dată la Chișinău, fiind inspirat din conceptul suedez Pop Colo, școala de vară organizată în Suedia și care are la bază principiul fete pentru fete. Astfel, fetele participante au fost instruite în exclusivitate de femei invitate din Suedia și traineri locali. I'm here as a trainer for the trainers who work as leader here at the camp. So we had an education for them before the camp started. The project is that we from our organization, Pop Colo, should come here and teach the methods and our way of having these kind of camps in Sweden. And then the Moldavian leaders are making our concept here as a camp for Moldavian. I expect them to have a lot of fun and write it together and come up with something they are proud of and want to show to their parents and other people around them. So I'm very excited to see them perform and I'm very excited about this project, so I hope it will continue even when we leave. They can have similar camps and do the same concept. Pe parcursul repetițiilor și atelierilor de scriere a pieselor, participantele au dat dovadă de creativitate și mult entuziasm. Sunt uimită de acest loc, nu am așteptat că va fi atât de vesel, că va fi un program atât de interesant, sunt complet surprinsă și îmi plac fetele care sunt aici, îmi place să cânt împreună cu ele, să creăm muzică, e ceea ce am iubit mereu.
organizatorii sunt superbi, ne înțelegem foarte bine. Organizatorilor le mulțumesc foarte mult pentru acest proiect. Sunt complet surprinsă. La început eram un pic mai retrasă, mă gândeam că poate n-o să îmi placă ceva, poate ceva o să mă deranjeze, poate, de exemplu, cineva n-o să accepte genul de muzică pe care eu îl ascult. Dar până la sfârșit, adică până acum, am descoperit că, de fapt, nimănui nu-i pasă ce muzică asculți, contează să fie muzică ok, pe care cineva o auzit măcar de dânsa și să fie... Gen, să ai bună dispoziție și să ai o temă de discuții. Aș vrea să continuăm cu trupa, adică să nu fie doar în cadrul proiectului. Aș vrea să fie ceva mai de lungă durată, gen, să avem cel puțin un album sau ceva de genul. Și chiar aș vrea ca colegii de clasă să mă consideră că eu sunt mișto, că fac parte dintr-o trupă. De emoții, pot să spun, bulversante. Eram gata de orice, să cânt la orice instrument, dar până la sfârșit am ales vocalul, fiindcă asta este chiar și darul meu, cred. Am așteptări foarte mari. Aș vrea ca chiar să involve in it, adică să intru în esență la asta și să dezvolt mai departe chiar trupa. Chiar dacă niște fete sunt deja dintr-o trupă, noi aveam să ne creăm trupa noastră aici în Chișinău. Este o solistă, o tăbășară și trebuie să mai găsim niște omuleți. Acest proiect a fost realizat de Pot Music cu suportul Fundației Est Europene din resursele acordate de Guvernul Suediei, cu suportul Confederației Elvețiene și Institutului Suedez.